subiect minunat. Te las pe tine să-l anunți, să-l enunți. Mie mi-e foarte drag. Probabil și ție. Și mie, și mie. Este vorba de copilăria lui Beethoven. Copilul Beethoven era o explozie de talent. Era un extraordinar de mare talent și îi plăcea foarte mult să improvizeze, deși iată uneori îl supăra pe tatăl lui, care era foarte strict și se supăra de câte ori Beethoven greșea câte o notă. Încă o dată și încă o dată trebuia să se ia de la capăt până când ceea ce cânta atingea perfecțiunea. Însă micuțul lui Ludwig sau Luis, cum era chemat în familie, îi plăcea enorm să improvizeze și să plece de la textul partiturii și acolo se nășteau niște cercuri, dar iată cum talentul lui efervescent încă din primii ani de viață ieșea la lumină. De fapt, tatăl său a dorit să, văzând ce talent are fiul său, era foarte mândru de fiul, iubea foarte mult și a vrut să creeze din el un fel de rival pentru Mozart și cei doi copii să se bată în ghilimele, în talent și în muzică. Însă acest lucru nu a fost posibil pentru că totuși Mozart era un pic mai mare și startul lui Mozart în compoziție fusese luat cu mult înainte. Mozart a compus la 7-8 ani prima lui sinfonie, pe când Beethoven puțin mai târziu, la 8 ani, a început să studieze compoziția și în 1783 compune, fiind copil, prima lui lucrare, un set de variațiuni pe un marș de Ernst Drechsler și câteva schițe care apoi vor deveni primele sale sonate. Studia foarte mult, iubea pianul foarte mult, iubea muzica foarte mult și traumele sau lucrurile neplăcute și le manifesta prin muzică. O iubea foarte mult pe mama lui, dar se spune, acum nu știm, dar martorii vremii spun că mama lui nu a râs niciodată. Găsim asta în mai multe surse. Nu știm ce o supăra, însă Beethoven o iubea enorm. Iar tatălui, care își iubea foarte mult familia, foarte mult muzica, foarte mult poziția, foarte mult biserica, avea uneori un comportament dur față de Beethoven, pentru că se mândrea față de prietenii săi că are un copil extraordinar de talentat și își dorea ca prietenii lui să-l audă cântând pe micul Beethoven și atunci venea acasă cu acești prieteni, dar uneori asta se întâmpla și în toiul nopții, când Beethoven dormea, poate era miezul nopții, și îl trezea pe acesta din pat și îl punea să cânte ca să își vădească talentul. E, aceste momente nu pot să spun că îi făceau foarte mare plăcere copilașului Beethoven și aceste momente le vom regăsi în scrisorile lui când a retrăit cumva copilăria ca aceste momente ca un fel de traumă și considera mereu că nu face suficient pentru a primi aplauzele ca om matur, lucruri care își aveau izvorul în aceste nopți ale lui când trebuia să cânte și tatăl era nemulțumit și spunea încă o dată ai greșit și el se chinuia pentru perfecțiune și atunci această maturitate s-a transformat în dorința lui de a compune și mai bine, și mai complex, și mai mult. Scria în scrisori că nu e mulțumit de cum a compus, că îi trebuie o sonată și mai mare, o sinfonie și mai complexă, trebuie să o compună din nou și mai bine, e totul prea simplu. Deci această cumva nemulțumire veznică de sine a dus la măreția geniului său. La performanță până la urmă, dar ca și copil era un singuratic și un taciturn. Tatăl său, fiind tenor în cor, s-a gândit că fiul său îl va urma și va cânta din voce și va deveni un solist vocal. Și atunci a studiat și arta vocală, însă viața i-a dovedit că nu se va întâmpla așa, pentru că talentul incredibil pe care Beethoven îl demonstra la pian a făcut să lase toate celelalte la o parte și se continue doar pe drumul pianului. Dar a cântat și la vioară, la orgă, la violă? Sigur că da, a încercat mai multe instrumente, de fapt, în acele timpuri. Așa se întâmpla toți mari muzicieni și în familiile de muzicieni, ei cântau la mai multe instrumente, dar unul era cel de bază în care îi manifestau extraordinar de mult geniu, așa cum s-a întâmplat și la Beethoven, a răsărit acest talent, care se pare că era moștenit de la bunicul său, care era un muzician foarte bun și foarte apreciat și de succes, pentru că de la o poziție oarecum de jos ajunge Kapellmeister și director muzical al curții din Bonn. Și se presupune că talentul lui Beethoven a fost moștenit de la bunicul său și în trecut. Spuneam de copilul Beethoven care era taciturn, era singuratic, dar și adolescentul Beethoven era la fel, cu atât mai mult cu cât la 17 ani își pierde mama, la 21 de ani tatăl. Deci viața lui nu a fost roz. Nu, viața lui nu a fost roz și se vede din muzică și din scrisorile în care
tot timpul povestește cum prin muzică încearcă să-și învingă aceste stări și cel mai adesea reușește. Toată viața ta a fost o luptă contra nostalgiei și melancoliei și stărilor neplăcute, psihice și uneori și fizice, dar Beethoven este un mare învingător din punctul meu de vedere, pentru că prin orice ar fi trecut și prin orice traumă ar fi trecut, a reușit să o transforme într-un mare beneficiu, pentru că și această copilărie tristă, care ar putea face să ne pară rău pentru el, de fapt, el a transformat-o într-un beneficiu pentru el, pentru că această disciplină extraordinară pe care a deprins-o în copilărie grea atunci, l-a dus la performanța de mai târziu. Această nemulțumire de sine, care sigur că a fost foarte grea să o trăiască fiind copil mic, l-a dus tot la performanța extraordinară de la maturitate. Foarte repede, de altfel când își pierde mama, cântă la violă pentru a putea avea grijă de cei doi frați. Practic, un copil avea grijă de alți copii. Da, și pentru că nu ai cum să treci prin astfel de probleme și să rămâi tot un copilaj drăguț și naiv și inocent. Da, este firesc, el s-a maturizat și a muncit pentru familia lui și deși unul din frații săi îl ironiza în copilărie, când Beethoven a început să aducă bani în casă, a fost altfel privit. Da, este extraordinar vârsta la care toate acestea se întâmplau cu copilul Beethoven. Dar este un copil trist. Îi se citește tristețea în priviri. În ochii lui Beethoven întotdeauna s-au citit trăirile lui și se vede și tristețe, se vede și o oarecare revoltă, pentru că fiind copil și întâmplându-ți-se atâtea lucruri traumatice, nu înțelegi de ce și este firesc. Și aceste întrebări ale lui se văd încă din copilărie în petrăsăturile feței, dar le vedem și mai târziu, pentru că acea revoltă interioară și framăt interior apare întotdeauna în privirea lui Beethoven în toate picturile pe care le avem. Cam atât despre copilul Beethoven, nu, Ioana? Cam atât, dacă vrei, putem să spunem că a scris și piese pentru copii și compoziții pentru copii, le făcea pentru elevii săi. Toate se cântă, bineînțeles, dar cea mai cunoscută este Fiure Elize, pe care nu se știe pentru cine a compus-o. Există trei variante, sunt trei Elize în jurul cărora planează misterul, toate trei fiindu-i eleve, dar este posibil să fie vorba de Elize Barnsfeld, un copil minune care era elev în jurul vârstei de 13 ani și posibil să fie vorba de aceasta. Oricum, copiii iubesc această compoziție și majoritatea o cântă oriunde la concursurile pentru copii, la audiții, la petrecerile în familie, pentru că cred că este una dintre cele mai cunoscute pe mapa mond și nu vorbim de publicul meloman, ci de publicul larg care nu ascultă neapărat muzică clasică, dar această piesă este cunoscută. Iubită, apreciată. Iubită, apreciată, fredonată. Inclusiv de elevii tăi, presupun. De toată lumea. Nu există pianist sau familie de pianist care să nu dorească această piesă în repertoriu. Și toți am cântat-o. Nu cred că a trecut cineva prin viața de elev fără să fi făcut cunoștință cu Fiure Elize. Fiure Elize a lui Beethoven.